Luna martie este cunoscută drept luna curățeniei, fiind și prima lună de primăvară. Odată cu renașterea naturii, oamenii își curăță atât casele, cât și gospodăriile pentru a întâmpina acest minunat anotimp. Acest lucru se întâmplă și în localitatea Jupânești, unde atât angajații primăriei, cât și persoanele ce beneficiază de ajutor social, demarează acțiuni de salubrizare a zonei. Da, într-adevăr, am început cu curățenia de primăvară în toată Comuna Jupânești atât prin defișare cât și pentru întreținerea șanțurilor pluviale. După această defișare și întreținerea șanțelor, o să începem cu văruitul podețelor, capetelor de poduri și arborii de pe raza localității. Întrucât vremea s-a îmbunătățit, în întreaga comună regăsim persoane care se ocupă de defrișări și de refacerea șanțurilor. Urmează de asemenea activitatea de văruire a copacilor din fața caselor și a podețelor.